suntem la Garmisch și unde am dat peste o motocicletă foarte specială cu un nou membru al familiei R90, se numește R90x5 și este o motocicletă un pic diferită în materie de look, are tot felul de detalii care ne amintesc de seria 5, de prima motocicletă din seria 5. De fapt, asta e și scopul ei, să aniverseze 50 de ani de la lansarea primei motociclete din seria Boxer per 5. Ce e atât de special? Păi, în primul rând, vine cu o culoare cu totul și cu totul diferită. Este un lupin blu cu accente albe, cu linii albe și totodată ceva negru. Are mult crom, are tot felul de detalii care o fac să fie specială, printre care un set de roți cromate cu spițe. Știm că sunt cu cameră. Avem oglinzi cromate, avem niște părți care vin din aluminiu, capacele de la motor stânga-dreapta. Avem o șană care va veni ca opțional pentru toată gama R90, care are niște părți cromate pe stânga și pe dreapta și un logo BMW care o face să arate ceva mai old school, mai clasică. Printre altele, nimic nu s-a schimbat, același motor de 1.2 litri, 1170 cm cu boxerul clasic răcit pe aer și ulei. În schimb, sunt o sumedenie de detalii care o fac specială, printre care și puntea aceea pusă să susțină aripa față, care este foarte frumos finisată și se îmbină foarte bine cu tema motocicletei. În spatele meu aici este una din primele motociclete din serie R5, care vine în aceeași culoare, R75x5. Motocicletă foarte specială, cu toții ne amintim cu drag. E bine, R90x5 este făcut special să aniverseze această superbitate de aici. Dar eu cred că cei de la BMW au făcut o treabă foarte bună, pentru că au complementat până și au respectat de fapt până și tema de la cardan. Au folosit jumătate din cardan, partea prin care trece axul au folosit-o neagră, iar partea din spate este gri, deci este în două tonuri. Cam totul este foarte atent lucrat, îmi place că au implementat tot felul de soluții simpatice pentru a folosi cât mai mult crom, până și evacuarea este toată din crom. Totul arată foarte bine, este foarte bine pusă la oaltă și ceea ce e impresionant este că au pus acum un logo pe rezervor cu dash 5, cu per 5, R90x5, care se află exact deasupra capacului pe unde umpli rezervorul. E bine, cam atât de zis de aici, de la Frankfurt. O vom testa, cred că peste vreo 2-3 săptămâni, când vom merge la Frankfurt pentru lansarea oficială a acestui model. Nu uitați să dați subscribe și rămâneți cu noi pentru review pe 500 cu noul R90x5. So special about this bike? Well, basically, I think the main point is the history behind behind this motorcycle. We are celebrating 50 years of the historic /5 model family and also the 50-year anniversary of the production in the plant in Berlin. And well, as BMW Motorrad, we don't have to copy anything. We have a long, long history building motorcycles. Lucky and for you guys. yeah. And this is why we look back in our history and said, wow, this historic /5 bikes, they were very successful, very important for BMW Motorrad in former times. And we said, hey, this is a reason why now, 50 years later, we're making this special anniversary edition. If you want to come closer, you got the blue painting with a smoke effect. Yeah. Yes, this is a smoke effect. Dark blue turns into lighter blue. We have the traditional double hand, the double lines here. We got the knee pads, the rubber knee pads. And of course, a very, very strong highlight is the editions badge, made from solid copper, hard chrome, very valuable part. And then, as you mentioned already, we have the seat bench, a special seat bench only available for this motorcycle, to have this classic looks, to have these chrome elements here. You got this white line here, you got the BMW badge at the back. But there are also smaller highlights. You got the whole engine and gearbox is silver, the normal one is black. You got the spoke wheels in silver. You got a little bit of brushed aluminium here. And of course the rubber elements at the fork. The only bike we have in the 90 family with this high valuable chrome mirrors. And the good thing is, if you put the old one besides the new one, it copies a lot of elements. It copies a lot, but it's not really copying, it's like
modern interpretation, because we don't really want it to copy, but we have modern style elements like the smoke effect. Smoke effect is very common in the custom segment, so we said, hey, wow, this is one thing to have a modern interpretation. Perfect. Thank you a lot for this interview. I can't wait to test the bike, actually. Yes. And see each other next time. Thank you. See you. Bye-bye.